Doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Mediaș 120 vorbim despre Cupa Mediașului la kickboxing. Este weekend, ne-am trezit de zi de dimineață la ora 10 aici. Deja au început meciurile, premierile, foarte mulți sportivi prezenți la Mediaș. Deja avem și campioni, micul nostru medeșan Lucas Campion. O avem pe campioana mondială Cristiana Budică prezent aici la Mediaș, stăm de vorbă cu ea, o să ne ofere câteva informații despre ceea ce, câteva sfaturi în ceea ce privește să devii un campion în domeniul acesta. Bineînțeles, vorbim cu sportivii prezenți, Mircea Mihai de la Dragon Fight Academy. Cupa Mediașului, un concurs organizat de Dragon Fight Academy, Primăria Municipiului Mediaș împreună cu Clubul Sportiv Municipal Mediaș. Rămâneți alături de noi, vedeți materialele și interviurile pe care noi am reușit astăzi să le surprindem. Bun găsit, iată că a venit și ziua competiției, s-au strâns aici toți sportivii, au început meciurile, care este atmosfera? Da, bună ziua, mă bucur că ați venit, o atmosferă bună, meciuri bune, lume multă. Exact. Mediașul câștigător? Mediașul câștigător până în momentul de față, sper ca toți sportivii să câștige, ai mei mă refer. Totul e ok, exact cum mi-am dorit până acum. Câte cluburi sunt prezente astăzi la competiție? 19 cluburi, da. Cu sportivi? 123, parcă ceva de genul. Foarte mult, un număr mare de sportivi. Ce așteptări aveți până la final? Nu știu. Deci până la final așteptările mele sunt ca toți sportivii mei să câștige și să decurgă competiția într-un cadru exact cum am început-o, organizat, bun, fără evenimente neplăcute. Atmosfera intensă astăzi la Mediaș, sportivii medeșeni sunt pe ring. Cum vă simțiți acolo? E emoționant și adrenalina e sus, copiii sunt foarte... Dar nu vreau să spun speriați, dar sunt emoționați și încercăm cât se poate să le luăm emoțiile astea și să le transmitem siguranța și să facă ceea ce am făcut în antrenament, atunci au succes. E diferit la antrenamente, atmosfera de la antrenamente e destul de diferită față de atmosfera din concurs. Și public mult și strigăte, nu reușești să ascult toate indicațiile, să ascult toate indicațiile, cred. Așa este și vine și factorul străin, pentru că ei între ei la antrenament se cunosc. Dar aici vine factorul necunoscut și acolo intervine un pic de emoții, dar până acum am avut, să zicem, prin munca noastră și a lui Mircea, care e principalul, cu foarte bune rezultate. Câți câștigători de la Mediaș am avut? Până acum am câștigat toți, deci toți copiii până acum au avut succes. Mai avem meciuri importante? Da, mai avem meciuri importante, mai ales sunt și fete, sunt și băieți la vârstă de 14 ani și sperăm ca și ei în continuare să își mențină emoțiile și să câștige. Succes! Mulțumim frumos! Bună ziua! O campioană mondială aici alături de noi, un exemplu pentru toți sportivii care sunt astăzi aici. Cristiana, cum te simți la Mediaș? Având în vedere că locuim de aproape 2 ani în împrejurim, mă simt ca acasă. De fapt, mă simt acasă. Ne-am obișnuit foarte bine și îmi place foarte mult să văd ceva ce în București s-a cam pierdut, adică de pe vremea când eu eram copil. Aici parcă m-am întors în timpul acela în care văd foarte multă pasiune și văd foarte mulți oameni determinați să se afirme. Și cred că asta lipsește un pic în metropolele mari, iar aici este o oază de valoare, adică e un potențial foarte puternic care se poate forma în locurile mai mici. Cristiana, câți ani sunt acum de când ai început tu să practici prima dată kickboxing? Am început la 9 ani. Anul acesta împlinesc 32, deci de foarte mulți ani, o viață întreagă, practic. Cred că... Ce te-a îndrumat? Părinții mei m-au dus la sport și apoi cred că și-a făcut destinul, dacă vrei, și-a făcut treaba. Am intrat în sala de arte marțiale și am fost fascinată și n-am mai vrut să ies. Așa că... Prima dată ai făcut kickboxing sau altceva? Am făcut arte marțiale.
Doar că în sala noastră se practicau mai multe stiluri și atunci am fost privilegiată să fac și box și kickbox și partea de judo și lupte libere. Și atunci am putut să mă dezvolt mult mai ușor în multe arii ale sportului de contact. Unde ai început? În ce oraș? În București. În București am căget pe cest. Și te-ai stabilit, iată, în Ardeal. Spune-mi, cum a fost parcursul tău? Cum îl vezi astăzi, la 32 de ani? A fost greu și foarte greu și păi, le spun tuturor celor care vor să ia pe calea asta că nu e o cale de rog ușoară, e ceva care se face cu foarte multă pasiune, altfel te pierzi, pentru că e foarte greu și dacă nu are sens, nu ai cum să te ții. La un moment dat te pierzi pe drum. Cum e pentru o femeie? E foarte dur. Foarte dur, dar asta nu ia din feminitate. Tu ești așa, că ești subțirică, ești... Da, nu mi-ar fi greu să te văd astăzi în ring, așa? În ring mă transform și cred că asta e o mare abilitate a femeilor, că suntem foarte cameleonice și în funcție de ce avem de făcut ne transformăm. Și de asta, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, femeile, atunci când au trebuit să suplinească rolul bărbaților în fabrici sau în a fabrica armament sau orice altceva, în a se apăra, au făcut-o cu brio. Așa că nu e o chestie nefirească pentru femei să facă diverse lucruri care poate par bărbătești, dar nu sunt. Femeile sunt luptătoare, în primul rând. Cum a fost primul titlu? Cum te-ai simțit când ai câștigat primul titlu mare? Nu mi-a venit să cred. Cred că până a doua zi a fost ca un vis, pentru că am muncit foarte mulți ani să reușesc la cel mai înalt nivel. Și în momentul în care s-a întâmplat, deși nimeni nu-mi dădea vreo șansă, am plecat cu șansa a doua, aproape cu nicio șansă, și s-au întâmplat minuni, pur și simplu. Adică atâția ani de dedicare și stat în afara unei zone de compromis m-au făcut să reușesc acolo unde oamenii se îndoiau cu sinceritate că voi reuși. Cum ai reușit să îmbini, iată, și școala, te-ai dus într-o zonă, deși citisem că ai cochetat cu medicina, te-ai dus în zona de teologie. Cum te-au văzut colegii de acolo, de la teologie, că te aștepți, na, la o fată studioasă, înclinată înspre zonă religioasă, spiritualitate, altceva, și tu ai venit așa, o sportivă cu, deja când zici campion mondial la kickboxing, zici, cred că nici nu poți să-ți închipui așa prea multe. Partea bună e că multă lume nu m-a recunoscut și profesorul meu coordonator, care știa cu ce mă ocup, mi-a propus să nu spun la nimeni ca să nu am parte de etichetări care să mă dea înapoi. Apoi am avut un coleg foarte neașteptat în grupa mea de facultate, cel mai bun pictor, care fusese campion național la box 7 ani la rând. Și noi ne-am întâlnit în atelierul de pictură și câteodată mai scoteam din geanta de antrenament mănuși și făceam box printre șevalete. A fost foarte interesant, colegii mei m-au susținut, profesorul meu coordonator m-a susținut și atunci cumva și ei au văzut chestia asta oarecum nefirească, ca ceva care le mai schimbă monotonia aceea oamenilor care doar studiază și cam atât. Astăzi e mamă, să spunem așa că și copilul tău a luat-o cam pe același drum, într-un fel sau altul, nu? Nu e pe același lucru, chiar nu e foarte pasionat cum am fost eu și într-un fel mă și bucur, pentru că la fete mai există excepții și ca femeie să faci asta e ceva excepțional. La băieți e oarecum o zonă în care ori e foarte mult talent, ori pentru că nu există prea multă educație, se duc în zona asta. El e foarte educat, are foarte multe obiective școlare și face sport de contact, pentru că nu cred că doar băieții ar trebui să facă, și fetele ar trebui să știe să se apere, mai ales fetele. El, văzându-ne pe noi în casă o viață făcând asta, oarecum obligat, forțat, a făcut și el. Și ziua de azi e primul lui meci. S-a antrenat foarte serios, cu foarte mare dedicare, ceea ce mă bucură. Și de fapt e o metaforă pentru viața reală și cred că intrat un ring e intrat în viață. Ți-e frică să o pornești la drum singur și totuși faci asta, că asta trebuie să facem ca viitor oameni. Ne pregătim. Exact, cât ne putem pregăti? Nu știi niciodată exact ce ai de pregătit. Și așa și el împlinește 18 ani în curând și am zis că e foarte benefic pentru el această experiență. Practic își pregătește celulele să stea cu frica și nu doar să stea, să performeze. Așa, eu îl
un lucru rău. Cum privești tu așa ca mamă de jos povestea asta? Aș vrea să spun că n-am nicio emoție, că-s dură, că o să-i dau și un capac după Doamne ferește, nu? Să știi că am mari emoții. Mari emoții. Adică mi-ar fi fost mai ușor să intru eu și să fac treaba. Lasă-mă pe mine că știu ce am de făcut. Sunt emoții mari. Nu e la fel. Care au fost avantajele pe care ți le-a adus sportul acesta? Atitudinea, în primul rând. În general, sportivii spun disciplina, numai că eu am fost disciplinată de dinainte. Sportul ăsta a fost mănușă. Da. Atitudinea. Cred că e cel mai important, e atitudinea potrivită. Pentru că orice relație abuzivă se întâmplă doar dacă femeile sau bărbații au o atitudine de victimă. Sportul ăsta te scoate din acea atitudine și te învață în orice situație, fie că pierzi, fie că câștigi, să fii învingător. Da, asta e cea mai, o atitudine și o verticalitate. Pentru că în momentul în care muncești foarte mult și foarte sincer, nu prea mai ai loc să o iei pe scurtătură. Și asta e cea mai valoroasă lecție a copiilor de azi, că acolo în ring nu o poți lua pe scurtătură. Corect. Și extraordinar. Ai rămas în zona aceasta, antrenezi, îți dorești să dezvolți zona, mai lupți? Mai lupt. În septembrie voi avea meci de titlu, chiar în țară, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că am plecat o viață din țară și vreau să mai fac și pentru oamenii de aici, care m-au văzut doar la televizor în cele mai mari momente sportive. Acum pregătirea e mult mai diferită, pentru că am o maturitate fizică, am o maturitate în experiență și lucrurile sunt mai clare. Și când e mai clar, e și mai simplu. Și mai sigură. Și mai sigură, exact. Așa că în septembrie voi avea meci de titlu în România și... De când ai mai urcat în ring? De anul trecut. De anul trecut. Da. Nu e lungă perioada aceasta? Un an de zile? Nu, pentru că sportul profesionist se manifestă destul de dur și atunci accidentările, epuizarea sunt la o intensitate mult mai mare și atunci nu poți să... Nu e ca la tenis, nu poți să joci în fiecare weekend, că nu poți. Și atunci lupți o dată la 6 luni sau o dată pe an, dar asta numai la profesioniști unde poți să faci asta. Da. Dar până ajungi la profesioniști, te mănâncă sfinții. Măi, ar fi bine, da. Foarte mulți nu ajung, adică din generația mea, pentru că am fost foarte mulți copii, doar eu am reușit. Da, da. În top. Exact. Și asta o spun cu părere de rău, adică nu e o chestie de mândrie, domne, doar eu, nu, ci... Și nu cred că e ușor să stai în vârf. Nu, nu e deloc ușor și asta pentru că îți refuzi foarte multe lucruri care pot părea bucurii ale vieții și care poate chiar sunt. Ți le refuzi pentru un obiectiv mai înalt și uneori obosești, mai ales dacă treci deja de 20 de ani de activitate, cam obosești. Dar pentru mine are legătură foarte mult cu oamenii din jurul meu și cu faptul că e o misiune prin care inspir oameni. Și dacă mie mi-ar fi lene, cum aș mai putea să spun oamenilor hai la treabă că merită, dacă mie mi-e lene? Nu m-ar crede nimeni. Și atunci, ca să ai putere, trebuie să faci ceea ce spui. Cam asta. Ce-ți dorești? Ce ți-ai dori să faci și nu poți? Nu știu. Nu există. Nu, cred că e o conjunctură de timp în care lucrurile se întâmplă. E ca o rețetă de pâine. Baci pâinea la cuptor, degeaba bazi din picior, se fac în 5 minute că vrei să mănânci pâine cu unt. Nu se poate. Trebuie să o lași acolo cât trebuie să o lași, să se facă pâine. Nu există, nu se poate. Sunt sigură de asta și de fiecare dată când mi-am propus ceva și am avut un plan foarte bine structurat, lucrurile s-au întâmplat. Și dacă nu s-au întâmplat, ulterior în timp am văzut că nu era bine să se întâmple pentru că nu mi-ar fi adus decât lucruri care m-ar fi obosit mai tare. Așa că ce se întâmplă, se întâmplă și ce muncim de obicei are rezultat. Când ai avut dureri sau accidentări, ce ai făcut? Am plâns, mi-am șters lacrimile și am mers mai departe. Sportul de performanță înseamnă durere, nu e egal sănătate. Nu e nimică plăcere. Nu, dar e plăcere la rezultat, dar în general e foarte multă durere fizică, foarte multe accidentări. Iar și acum? Acum mai puțin, într-adevăr, pentru că știu un pic altfel și e o artă să te antrenezi și să îți măsori lucrurile.
Dar în general sportul e văzut, hai trage, hai trage și cam atât. Acum e mai bine, dar de-a lungul anilor trebuie să treci peste niște obstacole mari și psihice, pentru că vorbim de sănătatea mentală, despre care nu prea se vorbește. Asta am vrut să te întreb, cum ți-o menții? Că noi ca femei avem multe trăiri de-a lungul etapelor vieții. La mine a fost credința în Dumnezeu care m-a menținut absolut întotdeauna și mi-a dat o încredere peste puteri. În rest, cred că e vorba foarte mult de comunicare și de a-ți apăra locul. Pentru că femeile în general, și aici vorbesc în special de femei, au probleme în a-și apăra teritoriul, pentru că e destul de dificil într-o lume a bărbaților. Siguranță, cum te văd oamenii când intri așa într-o... Spune un cuvânt neologism, struț o cămilă, adică ce-i cu tipa asta? Păi aia se uită la un meci și... Și finuță și... Da. Sunt un paradox pentru majoritatea. Dar eu le răspund la multe întrebări pe care lor le e greu să dea un răspuns. Și de obicei aici e o problemă cu înțelegerea sensului a ce se întâmplă în ring, că nu e bătaie, e luptă. Și dacă formezi așa oamenii, există o șansă să avem și oameni în societate care să lupte pentru anumite principii. Să nu mai plecăm capul de fiecare. Exact, da, da. Unde te vezi mai târziu? Tot pe aici, prin Ardeal. Un club al tău, unde se antrenesc copii? Să duci mai departe. Poate, poate. Eu îmi doresc foarte mult să fac un centru pentru oameni, îi zic eu cuibar de oameni, în care oamenii însemnând copii, adolescenți, oameni maturi, oameni în vârstă, în care să-și descopere și să-și lucreze misiunea. Asta însemnând o mănăstire, un centru medical, o școală, o sală de antrenament, un atelier de pictură, în care oamenii să crească. Că de asta am făcut toate lucrurile astea, nu ca să îmi dau flori singură, ci să dau mai departe și să impactez cumva cât îmi este... Da, cât îmi este menirea asta, să fac asta. Și atunci, cred că aici se și decantează și orgolile și dorința să fii numai tu, știi? Că și acum, gândindu-mă că ai vrut să ajungi doctor, de fapt, într-un fel sau altul, îți îndeplinești scopul. De fapt, de asta am vrut să fiu medic, ca să fac oamenii fericiți. Crezând că dacă le redau sănătatea fizică, ei vor fi fericiți automat, am văzut că nu e așa. E mai presus, e mult mai mult de atât și asta e o manieră mai, care mi-e mult mai firească să fac asta. Succes îți doresc și mulțumim pentru interviu. Și eu mulțumesc, și eu mulțumesc. Cum te numești? Vasca Dares. De unde ești? Din Târnăveni. Din Târnăveni. De câți ani faci kickboxing? De 3 ani. De 3 ani. Da. Și de ce ai ales sportul acesta? Păi, nu știu, pentru că... Dar cum se numește clubul unde te antrenezi? Nu știu. Domnul antrenor, știi cum se numește? Da, cred că. Spune-mi câte meciuri ai astăzi. Ai mai faci una sau două. Două. Sper să câștigi, bănuiesc. Ai mai fost la competiții? Da. Ai câștigat? Da. De fiecare dată? Păi numai o dată am fost și am câștigat. Ai emoții mari? Nu. Nu? Un pic așa. Succes! Mulțumesc! Bună ziua, cum te numești? Triv David. De unde ești? Din Târnăveni. Ce club? ASS. ASS. Spune-mi de cât timp faci kickboxing? Un an și 4 luni. Și câți ani ai tu? 13 ani. De ce ai ales kickboxing? Mi se pare un sport frumos. Mă ajută cu lucruri în viață. Ai devenit mai încrezător, mai puternic? Da, da. Nu e dureros, așa întreb eu? Nu. Ai mai jucat? Ai mai fost în ring? Da. Da. Și ai învins? Da. Deci nu ai luat bătaie niciodată? Nu. Astăzi ce sper să faci? Să înving. Să câștigi. Câte meciuri o să ai? Unu am mai făcut în Târnăveni. Bine ați venit la Mediaș, de unde sunteți? De la Blaj. Cum vă numiți? Ce club? Suntem ACS Husușan, suntem Ramura Kickbox Brothers. Eu sunt Husușan Radu, președinte antrenor. Echipa mea, fratele meu Husușan Dan. Ați venit cu mulți sportivi din ceea ce văd eu. Avem doar 5 astăzi. Din păcate, vacanța
s-a spus cuvântul. Spuneți-mi, de câți ani faceți kickboxing la Blaj? E al treilea an de când am deschis clubul. Noi suntem cu sportivi mai vechi. Am făcut taekwondo, kickbox. Și acum am să dăm o șansă și copiilor ca să treacă prin sportul ăsta. Prin lupta, de fapt, pentru efectiv ceea ce se antrenează zi de zi. Da, vrem să atragem atenția că asta nu e o bătaie, ăsta e un sport, sunt arte marțiale care necesită disciplină și multă concentrare și mult antrenament. Vin mulți copii înspre clubul dumneavoastră? Da, chiar bucurător faptul că vin, nu rezistă toți, e un tranzit destul de mare, dar rămân, sunt care rămân. Avem în jur de 30 de sportivi legitimați la ora actuală. Este un sport greu, un sport ușor? Toate sporturile sunt grele. Nu este nimic ușor. Cum e motivat să rămână în acest sport? Motivarea cred că și-o găsește fiecare. Noi putem să le dăm sfaturi și putem să facem un antrenament foarte greu cu ei ca să le fie ușor la competiții. Emoțiile sunt. Oricât l-ai vrea să-l motivezi, emoțiile sunt. Așa e firea omenească. Cine nu are emoții nu-i pregătit, deci... Dacă nu ai emoții, ar fi bine să nu intri în ring. Corect. Nu știu ce se întâmplă. Aveți și fete din ceea ce... Avem fete. Avem două fete astăzi. Mai avem la sală, avem jur de 10 fete. Vrem să învețe să apere. Lumea din ziua de astăzi e destul de rea și destul de mult bullying. Și atunci cu fetele facem apărarea, și autoapărare. Am fost programele pe școli cu săptămâna altfel, aproape în toate școlile din Blaj. Deci încercați cumva să promovați cât mai mult sportul acesta? Promovăm sportul în general, pentru că e foarte greu. Cu telefoane, cu tablete, cu internet, acum e destul de greu. Multă obezitate și atunci încet, încet încercăm să facem diferite programe în sală ca să îi atragem. Chiar dacă vin o lună, măcar să rămână cu ceva... Noi vă dorim succes astăzi. Mulțumim. La Mediaș. Să luați toate medalii. Baftă! Mulțumim frumos! Cosmin? Câți ani ai? 13. De când practici kickboxing? Două luni. Da. Și? Pregătit să intri în ring? Da. Ai emoții? Am un pic, dar va fi bine. Da. Văd că ești pregătit, apărător. Da. Cât de greu este să înveți acest sport? După numai două luni deja intri în ring? E destul de greu pentru că îți rămâi multă anduranță și trebuie să reziști. Pentru că e destul de greu, mai ales trebuie fizic. Te-ai pregătit intens? Da. Succes! Mulțumesc frumos! Vă uitați cu mândrie așa la copiii dumneavoastră? Întotdeauna. Întotdeauna. De unde sunteți? De la Blaj? Tot de la Blaj, da. Dar originar din Mediaș și locuiesc aici. De cât timp antrenați în zona aceasta de kickboxing? Zona de kickboxing de 2 ani de zile. De ce kickboxing și nu altceva? Pentru că e foarte complex, implică și brațe și picioare, implică tehnică, implică disciplină și multă responsabilitate. Înțeleg că și dumneavoastră ați practicat și că ați intrat în ring. Da, am practic artele marțiale de la vârsta de 10 ani, cu rezultate mulțumitoare și satisfăcătoare și când nu mai poți, antrenezi. Ce așteptări aveți astăzi? Să fie bine copiii, să se bucure. În primul rând să se bucure și să-și depășească potențial. Cum vă motiva sportivii? Întotdeauna cu înghețată la final. Succes! Mulțumesc mult! Mario Daniel Armenian. De unde ești? De la Mediaș. De cât timp practici kickboxing? Poftim? De cât timp practici kickboxing? Nu știu, de mult. De mult? De ce kickboxing și nu altceva? Că e mai frumos. Ai mai fost în ring? Da. Ai câștigat? Da. Să înțeleg că ești dintr-o familie de sportivi? Poftim? Ești dintr-o familie de sportivi? Practică și no. Cineva din familia ta? Nu. No. Ce sper să faci astăzi? Să-i dau somn la adversarul meu. Succes! Mulțumesc! Bună ziua, cum te numești? Întreana Andreea. De la ce club? Cudocai. Cudoca, de unde? Din Sibiu. Câte ani ai? 10. Și de cât timp practici kickboxing? Aproape 2 ani. De ce kickboxing și nu altceva? Pentru că eu sunt de obicei mai violent așa și m-am gândit să fac un sport. Să manifesti undeva violența? Da. Cum este la kickboxing?
Cum ar fi să-l descrii? Ce învățăm? Ce facem? Ai reușit să disciplinezi violența? Mai ești violentă în afara clubului? Un pic. Un pic? Un pic. Cum se manifestă violența în afară? Nervi. Dar bănuiesc că nu e la bătaie colegele. Spune-mi dacă ai intrat de multe ori pe ring. Da. Ai avut multe meci? 6-7. Le-ai câștigat pe toate? Nu, unul l-am pierdut. Ce se întâmplă acolo în ring? E diferit? Da, e diferit. Cum e? Ai emoții? Nu. M-am făcut de multe ori și deja m-am obișnuit. Ai văzut că aici cu noi în sală avem și pe campioana mondială Cristina Budică, un model pentru voi, fetele. Ai urmărit? Ai un model? Știi despre cine vorbesc? O să vezi. Eu îți doresc succes. Mulțumesc. Cum te numești? Guta Raul Vasile. Câți ani ai? 7 ani. 7 ani. Și de cât timp vii la kickboxing? Cam de o lună, dar m-am lăsat un pic. Te-ai lăsat un pic? Da. Și astăzi ai venit la meci? Da. Cum îl cheamă pe antrenorul tău? Mircea Mihai, antrenorul tău. Deci tu ești medeșan, un sportiv medeșan. Și unde te antrenezi? La Dragon Fight Academy, da? Da. Astăzi ce ai făcut? M-am luptat. Și? Ce loc ai luat? Am câștigat locul 1. Locul 1? Da. Ai făcut acolo pe ring tot ce ai putut tu mai bine? Da. Nu e greu? Un pic. De ce e greu? Ce ți s-a părut greu astăzi? Că adversarul o da mai mult cu picioarele. Te doare undeva? Nu. Nu te doare nicăieri? Mai vrei să mai faci o luptă? Nu știu. Nu astăzi. Data viitoare? Nu știu. Ești fericit? Da. O să mai mergi la kickboxing? Nu știu, că merg la not. Mergi la not? Da. Deci faci și not și kickboxing? Nu, că fac kickboxing, încep numai de la toamnă, la că sunt mai obosit cu amândouă. Bravo! Succes! Mulțumesc! Luca, felicitări! Iată că te-am prins după meci, ești obosit? Nu prea. Nu prea? Câți ani sunt acum de când practici tu kickboxing? 3. 3 ani. Câte meciuri ai avut până acum? 8. 8. Câte meciuri câștigate? 7? 7. Un singur meci ai pierdut? Nu. Da. Cum a fost astăzi? Cum a fost acolo? Noi te-am urmărit, te-am filmat. Mi s-a părut foarte greu. Nu, cu ajutorul domnului antrenor am reușit să câștig. Cum a fost adversarul? Nu chiar așa de dur cum credeam. Nu? Deși se ținea bine pe picioare. Tu loveai, el mai venea încă o dată. Da, mai venea. Păi, când am prins în colț, atunci mi-am luat înapoi cum ar veni energia și l-am prins. Prins în colț? L-am prins în colț și mi-am luat înapoi energia și eu nu obosesc așa de rapid ca toți ceilalți. De asta am vrut să te întreb, e obositor acolo? No, ni se pare puțin, dar pentru voi e mult? E un pic, 3 reprize. E un pic că trebuie să fii și atent, sunt niște reguli care n-ai voie. Ce reguli trebuie să respecti? N-ai voie să dai cu gen un chiu la grupa mică, n-ai voie să împingi, să dai sub centură și sunt mai multe, dar nu le știu chiar așa de bine pe toate. Dar când ești în ring, știi ce trebuie să faci? Da, știu. Trebuie să fiu cu urechile la domnul antrenor ca să știu ce trebuie să dau. Ca așa se câștigă meciurile, dar trebuie să fii atent și zic ce spun învățătorii. Domn profesorii ce. La școală? Pe ce clasă ești? A treia. A treia. La școală ești la fel de ascultător? Câteodată. Da. Spune-mi pe viitor dacă te vezi un mare campion. Mă văd. Da. Deja multă lume mă știu care eu nu știu pe ei și mi se pare o chestie foarte tare. Foarte. Succes! Mulțumesc!
Bună ziua, cum te numești? Seiaș Beatriz. Bea, așa cum îți spun colegii, ai avut deja astăzi două meciuri, două cupe câștigate. Da. Cum a fost la meciuri? Păi, o dat și ei și am dat și eu, dar bine că am câștigat. E foarte bine că ai câștigat, dar spune-mi, dar cum e acolo pe ring? Păi... Ce simți înainte să urci? Ai emoții și acolo dau tare. Tare. Și nu-i ușor, e greu tare. Spune-mi, când primești lovitura, cum e? Păi, da. Da, tare. Foarte puternică loviturile. Da. La picioare, la unde? Unde te-a lovit mai tare adversarul? La ficat. La ficat? Da, la ficat. Și întrebarea mea este, îți mai dorești să urci în ring după ce... Păi da, vreau să mai câștig, pentru că îmi place. Și până la urmă uităm tot ce s-a întâmplat. Păi da. Mai ai astăzi meciuri? Nu mai am. Îți dorim succes și felicitări. Mulțumesc. Bună ziua, cum te numești? Armiana Erica. De unde ești? Din Sibiu. Din Sibiu? Da. De la ce club? Kickboxing Harkington. De cât timp faci kickboxing? Aproape 3 ani. De ce kickboxing și nu alt sport? Sau mai faci și alt sport? Mai fac și alt sport. Ce sport? Atletism și sărituri în apă. Și cum este la kickboxing? Foarte bine. Foarte bine. Da. Câte meciuri ai la activ? 3. Asta e al treilea. Ai emoții? Puține. E greu în ring? Da. Care sunt regulile pe care trebuie să le cunoști? Cum e acolo în ring? N-am voie să dau după cap la ceafă și n-am voie să dau genunchi. Genunchi? Da. Dar în rest, cum reușești să stăpânești emoțiile? Cum? Respir adânc și ascult ce spune antrenorul meu. Deci e foarte important să fii atentă la antrenor. Da. Reușești să asculti și antrenorul când vin loviturile adversare? Ai emoții? Da. Dar o să câștigi. Optim. Dar o să câștigi. Da. Succes. Mulțumesc. Stop!
Oh,